Ovidiu, Eftimie, bună ziua, mulțumesc de participare. Discutăm despre secularism în România, mai exact despre relația dintre statul român și culturile religioase. Aș vrea să te întreb cu o întrebare generală. În Constituție suntem un stat secular și vreau să te întreb care e părerea ta despre realitate, cât de seculară e România în momentul de față? Bine, în Constituție scrisă o grămadă de chestii, inclusiv că nu e bine să furi. Adică, mă rog, nimeni nu e mai presus de lege și uite că totuși sunt. Deci, teoretic, noi suntem stat secular. Practic, biserica are o mare influență asupra administrației statului, nu? Primării, guvern, consiliu local, ce vrei tu. Ce trebuie să facă de fapt biserica? Unde e rolul ei în viața publică? Biserica este o organizație non-profit până altele. De exemplu, nu știu câtă lume știe că Patriarhul Daniel e sărac, lipit. El nu are nimic când va muri. Nu are nimic pe numele lui. Când va muri, va fi îngropat într-un sac și atât. Nu are nicio bogăție. Bine, are țoalele alea de aur, dar alea sunt uniforma lui. Sunt ale instituției, bineînțeles. Sunt ale instituției. Celularul cu Swarovski, Mercedes, toate alea sunt ale instituției. Cât se implică sau cât ar trebui să se implice biserica în viața noastră, să depinde și pe de o parte și de stat, pe de o parte și de biserică. Ca orice organizație are tendința de a se extinde, o organizație totuși destul de veche, una din cele mai vechi organizații din România, mult mai veche ca, nu știu, Crucea Roșie, Cercetașii sau un partid politic, de exemplu. Și atunci, da, o să încerce, bazându-se pe faptul că este una din cele mai vechi organizații în România, va încerca să controleze cât mai mult oamenii și, nu știu, resursele României. Pentru că încearcă să facă chestia asta, este destul de vizibil. Dar nu mă deranjează foarte mult. Toată lumea, cineva va încerca să facă. Pământul de sub mine nu mi-aparține, cum au aflat aia de la Roșia Montană. Nu e al lor, e al statului și statul l-a vândut. Ce faci? Statul l-a vândut, nu biserica. Dar după aia biserica vrea să ia ceva al statului. Este o bătălie între două entități cretine și nu mă afectează foarte mult. Dar, totuși, să nu uităm, biserica este mai bună decât statul în momentul de față. E mai tare. În ce sens? Este mai bine organizată. Corupția este mai mică, însă nu bisericii. Adică dacă un popor se apucă să construiască o biserică, va costa poate cu 10% mai scump decât prețul real. Deci dacă statul se apucă să construiască o clădire specifică, statul, nu știu, un spital, o școală, ceva de genul ăsta, va fi de 3 ori mai scumpă și va cădea la prima ploaie. Înțeleg. Și Yes. atunci să le dăm putere mai mare. Dacă statul nu face ce trebuie, să ne conducă biserica. Când ne dăm și eu sigur, este foarte simplu. Ai văzut ce curat în jurul bisericii? Uite-te în București, de jurul împrejur. București e un oraș destul de murdar. Da. De ce numai în jurul bisericii e curat? Cool, se pricep la PR, știu să-și vândă marfa foarte bine. Dacă intri într-o biserică, este răcoare, este curat în jur, nu sunt câini vagabonzi. De ce nu e la fel și în jurul unei școli? Da, sunt administrator destul de bun. Asta se observă și din faptul că au avut profit, cred că în ultimii ani destul de mare. Ultima informație pe care o aveam e că în anul trecut au avut profit mai mare decât McDonald's România. Da, dar la profitul ăla era investit tot în active bisericești. Bineînțeles că argumentul este că nu avem suficiente biserici, deși se construiește o biserică la 3 zile, se pare că tot nu sunt suficiente. Deci există, cum spui, o tendință de extindere și toți banii care se fac se duc în această extindere. Mai găsisem un argument referitor la rolul bisericii ca asanare morală a societății, să spunem, că biserica ar promova un mesaj anticorupție, cum spuneai, un mesaj de moralitate, de curățenie a oamenilor. Crezi că, în primul rând, e necesară chestiunea asta și, în al doilea rând, crezi că se întâmplă chestiunea asta în România? Deci, pe de o parte, biserica predă un mesaj moral. Și asta este misiunea ei de bază. Da.
bunătatea, mă rog, ne referim acum la Biserica Ortodoxă, da? Da. În realitate, că de asta vorbim. Ok, ei predau învățăturile bune ale lui Iisus. Să fim cuminți, să nu fim lacom, să nu fim hoți, să nu fim obraznici, să ne respectăm părinții, să fim prietenoși cu ăla care a dispărut de acasă și să-l facem după 20 de ani. Să fim mai fericiți un pic și să ne împăcăm mai bine unul cu altul. Să nu judecăm oamenii iurea. Chiar dacă e vame, știi toate pildele alea. Deci ei fac chestia asta. În același timp și, dar nu sunt, nu o fac, nu știu, în cealaltă parte există statul, în momentul de față statul român sau Uniunea Europeană, dacă vrem să o luăm așa, care este extrem de cretin, de face aceleași mesaje, de ne transmite mesaje de genul nu fura pentru că intri în pușcărie, cum sunt alea cu evaziunea fiscală, sau nu fă exces de alcool. Este un mesaj extrem de cretin. Cine naiba să duce o dată la băut și zice, băi, hai să ne oprim pe noi, să nu exagerăm cu băutura și așa. Măcar popa ți-ar spune ceva interesant, că arzi în iad sau... Dar pe ei nu interesează foarte mult. Da, nu știu, dar arzi în iad, nu știu cât e de interesant sau de așa menit să inspire un pic de frică din asta. Crezi că poporul trebuie educat prin frică? Da, așa se face, frică și recompensă. Da, astea sunt singurele metode. Interesant. Romanii educau prin biciuire și uite, au construit un imperiu. Dar nici imperiul lor n-a rezistat chiar. Nu le merge așa de bine în momentul de față. Contribuția bisericii la dezvoltarea politicilor de stat. Biserica are o poziție foarte conservatoară în ceea ce privește familia. Au fost niște discuții despre introducerea unor prevederi în Constituție. Crezi că e rolul bisericii aici? Crezi că face ceea ce trebuie? Biserica are o misiune care nu este legată de ceea ce credem noi că ar trebui făcut, ci de ceea ce cred ei că ar trebui făcut. Am corect, dar noi discutăm... Este clară pe care se duc. Faptul că noi considerăm că nu este corect, nu schimbă cu nimic. Nu o face mai bună sau mai rea. Corect, dar noi discutăm, încercăm să analizăm, făcând parte din societatea română, în ce direcție vrem să mergem. Presupunând că totuși suntem o democrație, putem să decidem că vrem să dăm un rol mai mare bisericii în a stabili politicile care ne conduc sau nu. Acest lucru nu se întâmplă. Noi nu avem această putere, pentru că dacă e să discutăm pur și simplu problema avorturilor, cel mai interesant studiu despre interzicerea avortului nu l-am găsit într-o publicație din România. Am găsit într-o scriere, scriau unii, despre legătura între economie și demografie. Nu știu. Era o carte americană despre cum interzicerea avortului în România a creat o grămadă de oameni care în mod normal ar fi trebuit să nască și în 90 au făcut revoluție și după aia au luat BMW-uri cu numere de Bulgaria. Deci, noi nu avem un studiu ca să știm că avortul este bun. Biserica știe foarte clar, ei zic că nu e bun, știi? Dar noi nu avem argumente în partea elaltă. Pentru că suntem 500.000 de organizații, una mai adormită decât cealaltă, care niciuna nu reușește să producă ceva util și demonstrabil. Când argumentul principal de partea cealaltă ar fi drepturile omului. Drepturile omului în România? Să înțeleg că nu crezi că se respectă drepturile omului în România. Nu cred că se respectă drepturile omului în România, dar sunt drepturile omului și avem dreptul la libertate și da, dar nu-i pasă nimănui în țara asta de... Nu pot să fii cu un argument care nu se pune în aplicare. Este o dezbatere, în momentul de față o dezbatere publică, iar biserica câștigă. Asta e, sunt mai buni. Da. Au argumente mai bune, sunt mult mai bine pregătiți pentru bătălia asta. O fac de câteva mii de ani. Da? Noi nu suntem în stare. Când o să învățăm cum să ne comportăm, ca să-i batem, o să câștigăm. Cred că orice societate vrea să se dezvolte. Dacă ne uităm la ceilalți, la celelalte societăți, putem să vedem că și acolo erau anumite momente în care se întâmpla, cum spui tu, biserica era mai pregătită, biserica era mai influentă, putea să controleze anumite lucruri. Totuși,
la un moment dat s-au schimbat lucrurile și acum în societățile occidentale avem un secularism destul de bine pus la punct, care nu intervine peste drepturile de a profesa o anumită religie, dar dezbaterile din societățile respective și deciziile din societățile respective se iau totuși un pic altfel. Sau cel puțin asta este impresia pe care o am eu. Cum? În Germania știi că e o taxă obligatorie la biserică? Nu e obligatorie. Nu, nu e obligatorie. Chiar știu modelul de finanțare german și taxa aia nu e obligatorie, e voluntară. Așa. E unul din... E exact, e la fel de voluntară ca aia care o plătesc eu la Crucea Roșie, știi? Aș putea, într-adevăr, să nu dau bani la Crucea Roșie dacă nu mă duc la muzeu. Din câte am studiat eu modelul german, acolo, într-adevăr, dacă ești asociat, dacă ești nu asociat, nu știu cum să spun, într-o anumită parohie, ți se face ți se reține o sumă din salariu la finalul fiecărei luni. Dacă nu ești, nu ți se reține suma respectivă. Și aia este evidențiată pe fluturașul de salariu. Poți să vezi dacă cumva... Acum bănuiesc că unele parohii se uită, ok, câți oameni sunt. Păi îi trecem pe toți pe listă. Dar în momentul în care ai văzut... O simt? Ca la medici de familie. Da, așa mă gândesc, asta n-am studiat în detaliu cum se face practic, dar mă gândesc că asta ar fi singura posibilitate să zici că e semi-obligatorie. Dar știu sigur că dacă... nu vrei și vezi că ai acea impozitare, poți să soliciți să nu mai fi trecut acolo. E foarte simplu. În societatea noastră, biserica are o voce destul de puternică pentru că nu există alte voci puternice. Uh-huh. În Italia, de exemplu, pe de o parte e biserica, dar pe de o parte e intelectual de talia lui Umberto Eco. Știi? Noi avem Pădan Puric. Am fost la conferințe la amândoi. Deci am fost la Umberto Eco în Italia la o conferință. El făcea cam cum face Dan Puric, așa, știi? Vine din când în când și îi spune. Și de noi suntem așa. Noi trebuie să, cum să zic, să creștem niște elite sau să găsim niște oameni care să poată să vorbească interesant. Nu neapărat un discurs religios, ci un discurs logic. Dar dacă noi avem pe ea, biserica... există impresia asta că noi ne batem cu biserica de 20 de ani, sau există biserica în ultimii 20 de ani? Nu, ea este o instituție, este cea mai veche instituție din România, cea mai veche organizație din România. Da? Este de dinaintea statului român. Înțelegi ce înseamnă cu cine te lupți? Ca să știm. De-aia pot, eu mă mir că nu fac mai mult. Ei pot să pună acum în Constituție ce vor. Au toleranță față de adormiții ceilalți. Trecusem așa tangențial pe lângă subiectul finanțării cultelor. Modelul german într-adevăr e unul mai echilibrat și mai sunt și alte variante. La noi s-a optat pentru modelul ăsta în care pe de o parte se dau bani din bugetul de stat și pe de altă parte sunt alocări, să zicem, de care nici nu știm, mai apar prin presă din când în când. Eram curios, cam care e părerea ta despre ce se întâmplă pe domeniul ăsta? Toate alocările de bani din fonduri publice sunt publice. Dacă intri, de exemplu, hotărârile de consiliu local, din orice consiliu local, că de cât te duci, le poți vedea, sunt făcute publice și vezi de fiecare dată când au dat bani. De fapt, nu e chiar așa. Chiar mă uitam, am văzut un studiu făcut de, nu mai știu, Asociația Arpador, parcă, din 2007, că ăla l-am găsit și spuneau ei că au calculat alocările făcute prin hotărâre de guvern în anul 2007 și față de suma făcută publică de către Secretariatul pentru Culte e o diferență de un pic peste 3 milioane de euro. Iar... Cum? Atâta doar? 3 milioane de euro? Atâta au găsit ei. Acum era 3 milioane virgulă un pic de euro în anul 2007, ceea ce e o sumă cât de cât. Dar asta este doar prin hotărâre de guvern, pentru că și bugetele locale alocă
bani cultelor, iar încercările să obțină din primării și din consiliile județene exact sumele respective n-au dat rezultate. Au primit o felul de răspunsuri, că am primit niște solicitări, unele le-am acceptat, unele nu. Nu au reușit nici măcar să calculeze câți bani erau. Funcționarii statului român n-au respectat legea. Exact. Și până... Bisericii aici, că ei sunt mincinoși. Bun, e bănuiesc că... A societății noastre handicapate cu un dușman palpabil, dar în realitate asta e problema. Nu e problema că le-au dat bani. Acum mi-ai spus o problemă în care niște oameni au încălcat legea și da, nu au fost pedepsiți. Da, eu sunt de acord. Vezi că e o lege prin care tu trebuie să-mi spui datele astea. Da, dar nu ți le spun. În realitate s-au făcut tergiversări și s-au dat niște răspunsuri evazive, așa, de genul că, da, noi am răspuns, dar de fapt n-am răspuns, cam ceva de genul ăsta. Da. Și într-adevăr, eu nu vreau să insinuez că inamicul public numărul 1 ar fi biserica, în schimb nu pot să nu mă gândesc că oamenii respectivi, alocările respective, faptul că statul nu își respectă propriile legi ca să sprijine biserica sau legat de chestiunea asta, are și aia o explicație. Conform recensământului, 90% din români sunt ortodoxi. Exact. Se pare că dă prea puțin bani către biserică. 90% sunt ortodoxi. Când nu știi câți atei sunt? 0,2 sau ceva de genul, da. De ce trebuie ascultată vocea acestor 30.000? Sunt comunități mult mai importante care au nevoie să fie băgate în seamă. Sunt mai mulți italieni în România decât atei. Exact, e o foarte bună întrebare. În ce direcție mergem? Contează doar numărul sau contează principial faptul că opiniile sunt diverse? A, nu numai asta. Și din atei ăia sunt de o calitate îndoielnică, 90% între ei. Pentru că ateii de dincolo, dacă comparăm cu civilizația aia, sunt niște oameni care sunt lideri ai societăților lor. Care sunt ateii noștri mari, celebri? Care sunt aia buni? Care sunt liderii comunităților lor, dar sunt atei? Pe de altă parte, pot să argumentez că ei devin lideri în societățile lor când societatea este pregătită să accepte oameni cu opinii diverse. Studiile arată că în România un ateu nu ar fi votat. Nu neapărat lideri politici. Ai văzut profesorii români? Să-i vezi cum arată? Ai auzit vreun profesor român să țină prelege undeva? Sunt niște grași care nu știu materia pe care o predau și sunt atât de tâmpiți încât dau câteodată cu capul în perete de proști ce sunt. N-aș fi atât de absolutist. Într-adevăr, mediul academic în România are probleme foarte mari. Dar sunt și persoane, am auzit că tot spui persoane care vorbesc bine și care știu despre ceea ce vorbesc, ar putea să facă față unor colegi din străinătate. Dar, din păcate, dacă luăm mediul în ansamblu, oamenii ăștia sunt sufocați, să zicem, de mediul în care își desfășoară activitatea și nu se văd. Orice grup social este la fel de puternic ca cel mai slab dintre ei, nu? Parcă asta era o teorie destul de cunoscută. Da. Iar dacă cei mai slabi profesori la noi sunt niște spagagii, practic suntem profesorii sunt șpăgari. Apoi cum 70% din politicieni sunt hoți. Pentru că majoritatea sunt. 10% din Parlament este sub, într-o formă sau alta, sub urmărire penală. Da. Bun, vreau să te mai întreb pe subiectul religiei în școli. E un subiect destul de titrat în presă. Sunt diverse argumente de o parte și de alta. O părere generală, crezi că e un lucru bun? Am mai auzit discuția asta cu religia în școli și mai era unul care spunea, zice, nu, domnule, ar trebui să facă, să se predea istoria religiilor. Deci istoria religiilor ar fi predată de un profesor la fel de prost ca ala care predă română. Pentru că, în general, în școală se predă foarte, foarte prost și neinteresant. Așa că copiii au reușit, cum spuneam, sunt buni la PR, au reușit să-și bage religia lor, așa, e doar un lucru bun pentru ei.
Eu nu cred că copiii sunt impresionați atât de mult de ce le spune Pop. Eu am un copil, am un băiat de 6 ani și nu reușesc să-l conving să țipe pe casa scării, să nu mai țipe. Dar o să-l convingă Popa, pe care îl vede o dată pe săptămână, că există Dumnezeu și să stea cu minte. Mai ușor. Există într-adevăr copii care sunt impresionați de chestiile astea, de ce le spune Popa. Dar s-ar putea să fie proști. Iar dacă ești un darwinist convins, ar trebui să te bucuri că proștii sunt separați de societate și rămân numai noi inteligenți. În fine, predarea religiei în școli nu este un lucru. Pă bune, deci azi numai concepte ca lumea. Învață pe copii să se roage, aia nu-i nimic grav. Bine că nu dau foc la casă. Întrebarea este mai mult dacă ne ajută instituțional și la nivel macro, nu individual, că unul ar putea să înțeleagă ceva bun sau că nu-l afectează. Până la urmă sunt și probleme de genul, ok, cei care fac religie primesc o notă de 10, de obicei primesc cam o notă de 10. Cei care nu fac religie nu primesc nota aia, deci se face o discriminare la media finală, medie care contează mai nou la tot felul de lucruri când termin școala. Este, da, pentru că este o prostie, dar nu. Deci asta deci, introducerea religiei în școli ar putea scoate încă o dată evidența ce sistem viciat este de admitere în licee și facultăți, da? Exact. Păi atunci au făcut un lucru bun, deja au făcut. Da, au scos în evidență ce prost e sistemul de învățământ. Da, iată, iată. Da, mai sunt alte probleme care nu țin de chestiunea asta. De exemplu, cei care nu vor să facă religie sau care sunt de alte confesiuni și ei au dreptul, cei de alte confesiuni, să meargă la bisericile lor. Dar orele de religie de cele mai multe ori au fost puse în timpul programului. Iar la copiii mai mici e o problemă. Unde mergi? Unde îi ții pe acești copii? Că n-ai voie să le dai drumul pe stradă. Și atunci se ajunge la situația în care ei stau în clasă și fac altceva în timpul orei de religie ortodoxă. Ceea ce teoretic n-ar trebui să fie bine. N-ar trebui să... Asta e și... Ce... Cum să zic? În momentul când am intrat în liceu, știi că în România există materii opționale, în sensul în care ai de ales între una și alta. Da. La noi opțiunile sunt de genul vrei să fii bătut în cuie sau împușcat în genunchi. Am introdus opționalele și ne-au adus într-un liceu, am intrat acolo, am intrat pe vremea când se intra cu examen. Da. Am dat examen, am intrat în liceu, eram 30 de oameni într-o clasă și a venit, zice... Aveți limbi străine opționale, engleză sau franceză? Și unul zice, și noi am făcut germană. Ne, engleză sau franceză. Și asta este o chestie legată de o limbă străină, care e totuși o chestie utilă. Sau, da, să zicem, mai utilă decât Biblia. Și n-a dat 2 bani pe chestia asta. Așa că în ce fel îi afectează? Speranța este că pas cu pas reușim să îmbunătățim lucrurile. Le observăm și încercăm să le îmbunătățim. Corect, ar trebui opționalele să fie niște opționale reale, să se țină cont de abilitățile elevilor, deci nimeni nu spune că sistemul educațional e perfect și singura problemă e religia. Este totuși, întrebarea este, modul în care se face astăzi religia în școală este unul din punctele pozitive ale sistemului educațional? Îl ținem așa cum e și mai schimbăm în alte părți? Sau este un aspect care poate fi îmbunătățit? Hai să zicem că orele de religie sunt cea mai mică problemă a sistemului educațional. Cea mai mică problemă. Deci cea insignifiantă. La fel cum banii dați bisericii sunt cea mai mică problemă. Știi cât la sută din banii mei se duc pe biserici? Din banii care dau la stat? 1%. Restul se duc la afacerile șmecherilor, la diverse scamatorii. E adevărat, ăștia sunt mai vizibili și sunt legați. Dacă ar exista o organizație de infractori, ca să știm exact să o luăm, ai vedea că ei ți-au cam 30%. O organizație de oameni care fac afaceri cu statul monster. Cea mai mică din probleme sunt orele de religie. Și educația
nu trebuie făcută la școală, iar faptul că noi, ca părinți, suntem destul de obraznici și zicem, a, păi mi-a dus copilul și m-a învățat, păi învață tu în casa ta. Ce? Tu ești liderul, dacă nu ești liderul tribului tău și vine altul și îți învață copiii, ești prost. Pare rău să zic asta, dar oamenii care se îngrijorează de ce învață copiii lor la școală au o problemă acasă, pe care nu vor să o recunoască. Îți iei și îți înveți copilul ce e bine și ce e rău. Asta te învață părinții, nu te învață alții. Și liderii morali. Corect, asta este cel puțin la această componentă. Totuși, ceea ce spui tu are o anumită limită, pentru că eu nu sunt... Nu mai știu să fac integrale, de exemplu, n-aș putea să-l învăț calcul matematic și derivate, dar până la un anumit nivel, ceea ce ține de o educație morală, într-adevăr și opinia mea este că părinții nu-și asumă suficientă responsabilitate și zic, lasă domnule să facă religie, să vină acolo preotul și să îi spună că e bine să fie cu minte. Să le mai bagem cu ură tâmpită în plus, față, pe lângă ora de istorie română, o postie sau limba română. Hai să vezi cum arată programa de limba română, când ne luăm. Mai discutăm, mai facem un interviu, da. Asta e singura chestie, poți să zici nasol, da mă, uite, le bagă și religie obligatorie. Păi ce că sunt vai de mama lor, învață tot felul de tâmpenii, a bulversat acum cu clasa 0, nu știu ce, la deasupra hai să le pune și religie, știi, ca să fie cireașa de pe tort. Da. Ovidiu, ca să încheiem pe o notă așa de imaginație, văd că ești preocupat mult mai mult, să zic așa, de organizarea statului, de instituțiile statului. O întrebare pe care am pus-o și celorlalți colaboratori pe proiectul ăsta, dacă ai avea puterea să schimbi unul, două lucruri din cum funcționează România, unde te-ai uitat prima dată? Un singur lucru aș face. Să codul numeric personal, util. Dacă tot le avem, ar trebui ca eu să nu mă duc niciodată cu nicio cartieră. A scris un băiat, Dorin Lazar, o chestie mișto, că statul nu ar trebui să-mi ceară nicio cartieră. E simplu, este o chestie de birocrație maximă. Te duci undeva la circa financiară și vrei să-ți plătești impozite și spui CNP-ul și arăți buletinul. Și aia trebuie să știe atunci ce impozite ai de plătit, ce așa. Nu să zic că mai aduceți un cazier fiscal, pentru că ar trebui să știe care este cazierul tău fiscal. Nu eu o să mă apuc să transport hârtii între instituții, că asta se întâmplă acum. Noi, jumătate din relația noastră cu instituție statului, să cărăm hârtii dintr-o parte în alta. Asta facem. Noi le cărăm hârtii pentru că ei nu pot să-și punească. Asta își face o singură chestie. Un sistem informatizat, centralizat, să știm unde suntem toți. Și ce facem pe aici. Corect. Și am avea și capacitatea să facem, doar că... Da. Ovidiu, mulțumesc mult. Companiile de stat, asta e o chestie care trebuie. Un principiu de bază. Când o companie trebuie dați oameni afară, îi dai afară în ordine ierarhică de sus în jos. Exemplu la CFR, nu dai afară pe oamenii care bat ciocane, că ea sunt chiar utili, știi, sau pe ăsta. Zici, păi nu merge CFR-ul, trebuie să dăm afară 10.000 de inci. Ok, și începem, dăm directorul, directorul general, directorul adjunct, directorul de filială, contabil, așa, pe toți, păi, dăm afară. Îi păstrăm pe ciocanare, că ea n-au nicio vină, că în o companie merge prost, capul e prost. Să fie prin legea asta. Ovidiu, mulțumesc de discuție, foarte interesantă poziția ta, ne auzim, o zi bună! Okay.